Bine v-am regăsit la o nouă lecție de limba și literatura română. Astăzi vom vorbi despre pronunția cuvintelor provenite din limba engleză. Ce vom învăța astăzi? Cum pronunțăm corect în limba română anumite cuvinte provenite sau împrumutate din limba engleză? Și mai ales, cum le scriem corect? Limba engleză pare a fi prin excelență limba tehnologiei și a spațiului computerizat. Cel puțin, aceste cuvinte sunt cele care sunt utilizate cel mai des în spațiul în care noi trăim. Haideți să vedem. Am schimbat mouse-ul la laptopul pe care l-am cumpărat acum un an. Observăm grafia acestui termen, mouse-ul. Termenul mouse nu s-a adaptat încă pronunției în limba română, astfel încât noi îl preluăm așa cum este utilizat în limba engleză. Realizăm acordul prin utilizarea ca instrument ajutător a cratimei. Ce este însă un mouse? Mouse, cu pluralul mouse-uri, scris așa cum observați în material, este un dispozitiv acționat manual conectat la un calculator, a cărui deplasare pe o suprafață antrenează deplasarea cursorului pe ecranul monitorului. Se pronunță mouse. Alt termen este laptop. Laptop, cu forma de plural laptopuri, este un computer personal, portabil, cu baterii sau curent electric. Atenție! Nu îl vom pronunța laptop, ci laptop. Am reușit să fac un upgrade la software-ul din computerul mamei mele. Upgrade, pronunțat corect cu A, nu cu U, este o versiune de produs nouă sau îmbunătățită, sau trecerea la o versiune nouă îmbunătățită. Un alt termen este software. Software și nu software sau altă variantă. Iar termenul computer presupune pronunția slabă a sunetului I. Computer. Să exersăm. Caută în dicționar 10 cuvinte provenite din limba engleză care își păstrează forma grafică în limba română. Alcătuiește enunțuri cu aceste cuvinte, respectând definiția din DEX și, de ce nu, chiar și indicațiile despre pronunțarea acestora. Îți mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare!